Între polițistul nervos și tânărul care l-a filmat într-o secție din Cluj continuă, agentul este deja cercetat de șefii săi, iar plângerea penală depusă pe numele său va ajunge la parchet. Nici tânărul care a căutat justiția cu telefonul nu a scăpat prea ieftin. Stai să facem dosar acum, de ce filmezi în secția din poliție? Uite, ies afară, ies afară, ies afară! Stai, bă, hai să mergem, hai stai înăuntru să stăm de vorbă, închide telefonul. Polițistul nervos este anchetat acum de superiori. Tânărul care îl acuză de agresiune i-a făcut plângere penală, chiar în secția de poliție. Au fost dispuse verificări privind conduita polițistului din cadrul secției 4 poliție. Bărbatul care l-a reclamat pe polițist a fost dus la secție împreună cu trei prieteni. Au fost luați de pe stradă pentru că nu au avut actele la ei când polițiștii le-au cerut să se legitimeze. Iar ofițerul de serviciu s-a enervat când a văzut că este filmat cu telefonul. Ies, mă, omule, uite, ies! Stai aici! Îți afară! Nu ești afară! Îți afară și dumneata mă lovești! De ce filmezi? Pentru că nu mi-ai zis numele! Deci, agenții susțin că cei patru bărbați erau băuți și făceau scandal. Ce facem dacă mai vine că cincea să te fie sub influența alcoolului și ne apucăm la mulacea? Cine e sub influența alcoolului? Ies dintr-un local și mă arestează poliția. Ai de capul meu! În timp ce polițiștii le făceau procese verbale, tinerii au sunat la 112 să ceară ajutor. Am sunat la 112. Vreau un nume, prenume de la dumneavoastră, pentru că m-ați lovit. Ofițerul de serviciu la secția 4. Fiecare dintre cei patru bărbați a fost amendat cu 1000 de lei. Tinerii au contestat amenzile. Plângerea penală depusă împotriva polițistului va fi trimisă la parchet.